N-a fost să fie în această seară. Ați intrat foarte bine în repriza secundă, dar v-au costat greșelile din prima. Cum ați văzut partida cu Vulturii? Bună seara! A fost o partidă surpriză, să spun așa, mai ales că au fost doar 6 oameni. Ne-am făcut planul să câștigăm și poate am luat puțin de sus și din cauza asta poate nici n-au stat cum trebuie băieții pe spate și portarul, că merită toate laudele victoriei. Portarul lor a dat și degajeri bune cu mâna și totodată... Are două asisturi. Da, două asisturi, da. Felicitări, bravo. Și totodată niște parade senzaționale. Dacă nu apare la parada săptămâni și nu o câștigă, îmi pare rău pentru el. Ce parade a făcut. E o lecție așa pentru toate echipele să nu iei niciodată de sus adversarul? Este. Pentru că vedem și în fotbalul mare că sunt o grămadă de surprize, o grămadă de echipe mici care intră montate și câștigă meciuri importante pentru ele. Așa este și la mini fotbal, mai ales că aici nu este teren mare, e teren mic, imediat se poate ajunge la poarta adversă și o singură greșeală trebuie ca adversarul să dea gol. Până la urmă, la nivelul ăsta, cel puțin de Liga 1, nu prea mai sunt echipe mici. Dacă ai o mentalitate că intri să câștigi dinainte, te poate taxa absolut oricine. După un astfel de meci, așa, după astfel de înfrângere, ce te motivează sau ce vă motivează să veniți următoarea săptămână cu aceeași ambiție și determinare? Faptul că mai avem încă, nu știu, 5-6 etape din tur și mai avem și returul, adică nu este pierdut play-off-ul de niciun fel, avem toate șansele, trebuie să ne punem bine și să ne revenim, să încercăm să ne strângem toți titularii la meci și în continuare venim cu gândul de a câștiga meciurile, de a prinde play-off-ul și de a încerca să promovăm. Ce reprezintă fotbalul, mini-fotbalul pentru voi, pentru băieții de la BDM, ce înseamnă? Pentru noi mini-fotbalul, pentru majoritatea și fotbalul în sine, este o plăcere maximă cu care, să zicem așa, ne naștem, să zic, da, și e o relaxare. De multe ori vin majoritatea și plătesc. Nu, poate încă nu avem sponsor și plătim la meciuri și totuși o fac pentru că este o relaxare din punctul lor de vedere, mai fac condiție fizică, cine joacă la Liga 3, Liga 4 și e o plăcere să, na, într-un fel sau altul, să te faci afirmat dacă nu ai reușit la un nivel mare, să te faci afirmat aici, cum s-au făcut acum cu golul săptămânii, remarcații săptămânii, cred că fiecare în interiorul lui tânzește să ajungă acolo. Super, mulțumesc foarte mult! Cu mare drag, seara faină! Mersi, la fel te fac!